Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Vărsătorii trebuie să creadă în ei înșiși. Ai nevoie de stimulente motivaționale și în octombrie vor fi destule. Principalul lucru este să nu renunți și să-ți amintești că totul depinde de tine. Găsește-ți timp pentru singurătate și descărcarea corpului. Întâlnirea cu un vechi prieten te va ajuta să respiri și să-ți distragi atenția de la problemele presante. Cineva te va ajuta să te înțelegi pe tine însă -ți. Lună plină din berbe pe 9 octombrie este favorabilă stabilizării legăturilor de familie. Vărsătorii ar trebui să ia inițiativa dacă sunt interesați de un armistițiu. Este un moment bun să faci pace cu cei pe care i-ai pus în cor sau cu genunchii pe coș de nuci. Perioada lunii noi în Scorpion, 25 și 26 octombrie, este cel mai bun moment pentru a te face cunoscută. În același timp, este important să demonstrezi punctele forte și calitățile pozitive, evitând orice obiciuri infantile și capriciile inerenteție. Parteneriatele pot fi consolidate în mod similar. Într-un fel sau altul, Octombrie este favorabil din punct de vedere al carierei, afacerilor, proiectelor creative. Nu este exclusă interacțiunea activă cu parteneri sau colegi din alte țări sau orașe. Sunt posibile călătorii de afaceri. Dragoste În sfera dragostei, din când în când vor apărea mici înțelegeri. Deja din prima zi a lunii, partenerul va deveni mai sensibil și îți poate boicota deciziile fără a explica motivele. Cea mai aglomerată zi va fi 4 octombrie. Trebuie să dai dovadă de putere și înțelepciune pentru a ieși pozitiv în această situație. Arată-ți diplomația și fii prima care se împacă. Dacă relația a supraviețuit cu greu multă timp, atunci este bine să ai o pauză pentru un timp sau să întrerupi cu totul relația. Mulți vărsătorii vor înțelege că trăiesc mai bine singuri. Pentru cei a căror relația abia începe, Astrele îi sfătuiesc să acorde mai multă timp partenerului să nu se zgârcească cu complimente și laude, chiar dacă există puține motive pentru acest lucru. Astfel, armonizezi relațiile cu a doua jumătate. Mulți vărsători trebuie să evite relațiile frivole. Din cauza presiunii morale constante, vei dori să ai afaceri intime pe partea laterală parteneriatului actual, dar reține că aceste lucruri nu numai că nu îți va face plăcere, dar va agrava și problemele existente. Sănătatea În perioada 1 la 15 octombrie, vărsătorii vor fi predispuși la depresie. Schimbă-ți stilul de viață pentru a-ți relansa starea de spirit. Trebuie doar să dormi bine, să mănânci corect și nu bine și să-ți miști mai multă trupul pe propriile tălpi. Renunțe la obiceiurile proaste inclusiv la alcool. Nu ezita să contactezi un specialist pentru a afla cauza depresiei tale. Mulți vor putea scăpa de ea fără tratament medicamentos, totuși, unii vor avea în continuare nevoie de el. Trebuie să mergi mai mult pe jos și dacă se poate desculță, să ieși din oraș mai des și să înveți să te desprinzi de gândurile negative. Dedică-ți a treia decada a lunii octombrie prevenirii bolilor. Acest lucru este valabil mai ales pentru cei care au deja boli cronice grave ale sistemului musculoscheletic datorate kilogramelor în plus. Probabil este timpul pentru o examinare a coloanei vertebrale sau o intervenție chirurgicală a articulațiilor, cel mai probabil genunchii. În această perioadă, vor exista toate șansele să găsești medicul tău care să-ți ofere un tratament de înaltă calitate. Urmărește-ți dieta și adaugă mai multe produse lactate bogate în calciu. Banii Un început dur de lunere poate oferi vărsătorilor concepția greșită că trebuie să-și schimbe locul de muncă. Cu toate acestea, deja la sfârșitul primei decade, situația se va schimba, iar circumstanțele se vor întoarce în favoarea lor. Învață să găsești inspirație în tine pentru a prelua proiecte dificile. Instabilitatea financiară te va face să te îngrijorezi, iar depresia se poate dovedi mai adâncă, va trebui să economisești la lucrurile obișnuite și să-ți refuze multe din cele dorite, nu dispera. Vei avea șansa de a câștiga în noiembrie bani în plus, poți cere un împrumut de la persoana dragăție, el te va ajuta dezinteresat, zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot! Te aștept!